Anumite amănunte din această carte se referă la localul și mobilierul școlii și citesc un fragment în care se prezintă astfel de elemente. Pe la începutul anului 1838, prin grija eforiei școalelor, s-a alcătuit un model de clădire a unei școli care a fost tipărit și trimis la sate. S-au stabilit trei categorii de școli, după numărul de familii existente în sat. Școala de categoria 1, la peste 150 de familii, avea lungimea 8 stângeri, adică 16 metri, și lățimea 4 stângeri, 2 metri și jumătate. Este de la sine înțeles că planul de construire a școlii n-a putut fi respectat din motive materiale, pentru că materialele de construcție erau foarte scumpe. Așa se explică faptul că localul era din nuiele și nici nu respecta dimensiunile transmise, iar pe de altă parte boierii se lăsau greu convinși atunci când era vorba să contribuie cu bani sau materiale. Trebuie făcută și precizarea că în Pietrari nu au fost boieri în adevăratul sens al cuvântului, ci numai ceva oameni mai înstăriți. Din documentele vremii iese că atât în Pietrari de Jos cât și în Pietrari de Sus, școlile erau de nivel mediu, având ca mobilier o icoană, 5 bănci, câte o catedră, câte o tablă vopsită în negru, un dulap pentru păstrarea cărților și a corespondenței și o putină pentru apă de băut. Deosebirea dintre perioada aceea și perioada aceasta este enormă, întrucât acum se dispune de condiții deosebite.